Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou gameplay. În episodul de astăzi vom juca The Last Farmer, ultimul fermier. Joculețul va fi lansat pe data de 24 octombrie 2024. Ca și platformă îl veți găsi pe Steam. Acest joc este dezvoltat de către G-Con, iar ca și editor sunt, bineînțeles, și de la Midnight Games. Acest joculeț este încadrat ca și joc de supraviețuire, post-apocaliptic, construire de bază, craft. Deci avem de-a face cu un joculeț destul de interesant. Deocamdată nu știu niciun preț al jocului, nu știu să vă spun un preț cu care va veni pe piață, dar asta rămâne să vedem la momentul potrivit. Haideți să căutăm câteva informații, să vedem ce ne spun developerii despre acest joc. Developerii ne spun așa: într-o lume în care civilizația a dispărut de mult, ultimul fermier te invită să te angajezi într-o luptă pentru a reinvia un pământ secătuit de vitalitatea sa. Amplasat în zonele uitate ale Texasului, unde viața a prosperat cândva, misiunea ta este să supraviețuiești și să încerci să aduci înapoi chiar și o umbră a fostei glorii a lumii. Lumea din jurul tău este plină de pericole, iar principala amenințare sunt zombii. Acești zombii sunt de două feluri, unii dintre ei sunt lenți și stângaci la stilul de lup, iar ceilalți sunt rapizi și mortali. Aceste creaturi sunt o amenințare constantă, una de care nu poți scăpa cu ușurință, dar chiar și ei pot fi de folos. Zombii pot fi transformați în îngrășământ, ajutându-vă să restabiliți fertilitatea pământului mort. Așadar, dragi prieteni, developerii ne spun din prima că o să avem de-a face cu zombii și, după cum ne va arată și imaginea de start a jocului, avem un porc la volan și noi afară echipați de scandal. Eu vă salut, sunt Cristi Cagula. Și dacă nu sunteți abonat canalului meu de YouTube, vă invit să apăsați butonașul de subscribe, să lăsați un like dacă vă place genul de clipuri și genul de joculețe pe care vi le prezint și să vă activați clopoțelul pentru a fi la curent cu tot ce postez aici și de fiecare dată când sunt live. Bun, așadar ne-a dat aici în acest colț de piatră, pur și simplu suntem băgați aici, nu avem absolut nimic pe lângă noi, doar o ușă prin care putem să ieșim în față. Așa, ia să ne uităm un pic în tab, nu avem nimic. Așa că run. Și hai să vedem ce putem să facem pe joculețul ăsta, care sunt primele chestii. Să nu spui că rupem copacul cu pumn. Ba da, după cum era de așteptat, da. Deci putem să adunăm primele lemne. Cu siguranță va trebui. Fresh water is a rare find in these parts. This place is already looking promising. Super tare traducerea la joc în limba română, extraordinar, super bine gândit. Din prima are un mare da de la mine pentru faptul că da, limba română. Hopa, am văzut o buriană aici. Să înțeleg că aceste plante, aha, deci am colectat un cartof. Deci trebuie să ținem cont de pământul ăsta că e foarte arid și nu se va face nimic aici. Va trebui să facem farming, categoric, pentru că suntem fermier, nu? Ce mai căutăm noi pe aici? Pietre caut. Mai mult ca sigur pietrele ne va ajuta să facem, văd acolo o clădire. Nu știu dacă ar trebui să mă apropiu de ea sau nu, habar n-am. Mai au niște lemne. Nu știu exact la ce mi-ajută lemnele astea. Finally some shelter. This workshop looks abandoned, but it might just be what I need. Oh. La ce pun fac aici doborând lemne? Cred că dacă va trebui să ne batem cu zombii din doi pumni e shutdown. Dar aș vrea ceva să văd dacă pot să craftez. Cum să face craftul? Am mai găsit un cartof, patatos, cred că numai patatos o să mâncăm, asta e mâncarea noastră momentan. Opa, am ajuns aici. Coca-Cola nu este, îmi pare rău. An unfinished car. If I can get this running, it could be a game changer for scavenging trips. Wow, ci că avem o mașină. Ei. Și am pus volanul. Jesus, Chrysler. Interesant. Astăzi au apărut niște bandiți îmbrăcați din soldați.
mi-au luat toate proviziile și au spus că se vor întoarce regulat. Nu-i vă lăsa pe ticăloșii ăștia să mă jefuiască din nou. Mă voi înarma și voi fi pregătit pentru ei. Vor regreta că au venit aici. Habar nu au cu cine de au de-a face. Data viitoare îi voi doborâ. Așa scria cineva care și-a lăsat aici post-mortem ultima dorință a lui. Opa, mai avem un old workbench. It's seen better days, but I can use it to craft tools and repair things. Oh, ne-au zis de workbench. Avem acolo un workbench, ok. Hai să punem și roata. Ok. Deci. Să inspectăm. Da, cu lemn, treburi, socotel. Avem și o hartă aici. Ia uite, ne dă o hartă care, de fapt, cred că trebuie să o descoperim. Noi am plecat de aici. Trebuie să descoperim toată harta asta. Mamă, cât e de mare! Oho! Ia uite aici semnul întrebării. Încă unul. Acolo, cu siguranță, El Boso. Ce vreau să ne bacem de aici ca și... Facem un spear pentru început. Cred că e tot ce ne trebuie. Un spear. Asta doar pentru... Așa, pentru a avea și noi ceva asupra noastră, ca să ne putem apăra. Cred că am găsit ceva pe aici. Wow, aici trebuie să închidem ușa. Foarte important în jocul ăsta să închizi ușile, pentru că nici nu știi de unde te trezești cu prietenii tăi în spate. Ok. Pe aici pe undeva ulei. Uleiuri, what the hell, man, Romanian weapon. Ok, ce avem noi aici? Mașina este aproape gata, dar îi lipsește un motor. Există un depozit cu logo-ul Desert Cola în jurul drumului care are motorul potrivit. Deci va trebui să mergem să căutăm motorul. Am încercat să ajung acolo înainte, dar sunt prea mulți zombi și bandiți. Wow, este foarte periculos. Dar, doam de ales, va trebui să încerc din nou. Să sperăm că de data asta voi reuși să iau motorul și să ies în sfârșit de aici. Bun, deci va trebui, cu alte cuvinte, noi să construim... Bă, da, sensibilitatea nu-mi place. Să construim mașina. Ia să dăm sensibilitatea mai jos. Partea cu controlul. Imediat am făcut-o. Hați, pac. Câte cauciucuri mai sunt aici? Culmea, nu putem să folosim încă două, încă unul, câte ne mai trebuie nouă. Asta ne face să mergem și să explorăm. Uite, aici pot să și dorm. Ok, am înțeles. Hai să explorăm prima combinație. Nu știu ce e aici. O stivă de lemne. Sper că lemne sunt și vor rămâne lemne. Să nu ne trezim că se face ceva din ele pe acolo. Hai să ne mai adunăm niște, să inspectăm niște lucruri pe aici. Și momentan nu ne-am întâlnit cu nimeni. Asta e bine. Vreau să mai adun cât de multe resurse pot, pentru că aceste arme primitive, să zic așa, cu siguranță expiră. Adică cu siguranță au o durată scurtă de viață. Așa că vom merge... Building a fence around this place will help keep me safe from wandering zombies. Hai să aruncăm niște copaci. Am folosit pumnul ca să nu-mi consum spirul atât de mult. Și hai să vedem ce găsim aici. Opa, încă o piatră. În acest moment, avampostul se află în regim de închidere din cauza epidemiei care a cuprins cartierul. Toate drumurile și căile de evacuare sunt închise până la notificare. Este necesar să părăsiți avampostul imediat, să vă întoarceți acasă și să respectați carantina. S-a auzit! Oh my god! Jesus Christ! Madam, what the hell, man? Huu! Bă, băiatule, ce m-am speriat. N-are nimic la ea. Pe F o ridicăm, cică. Oh my god, o levităm pur și simplu. Hai să o ducem acasă, căci că acești zombi ne trebuie. Adică ne vor ajuta să facem îngrășământ din ei. Asta înseamnă că va trebui să îi... uite, îi spunem aici undeva. Așa, îi stivuim aici ca să-i avem. Mamă, dar ce m-am speriat, vă vedea să mă duc să mai fac un spear. Pentru că am nevoie cu siguranță de mai multe arme. Pickaxe, stone... să fac un pickaxe, oare? Mă ajută pickaxe-ul ăsta? Hai să facem și un pickaxe. Nu de alta, doar ca să avem în caz că pe drum probabil găsim ceva și ne va fi ceva bun. Dar acolo vreau să mai intru în interior, că n-am apucat să intru. Ce ne spunea acolo hârtia? Ci că ar fi fost o pandemie și aici. Jocuri inspirate din pandemie, da. Ci că să nu părăsim până la notificare. Întrebarea ar fi acum, bun, care notificare? Cine ne mai notifică pe noi dacă totul s-a terminat pe lume? Hopa! Bă, mamenule, am găsit baterie. Oh my god!
direct la mașină cu ea. Direct la mașină cu ea, să vedem dacă putem să mai luăm. A, mai putem să luăm lucruri chiar dacă avem mâinile ocupate. Nice, interesantă treaba. L-am văzut pe ăla, s-a urcat pe stâncă în sus. Bă, băiatule, ești nebun. Sper că nu mă vede și să mă duc eu aici să-mi pun bateria pe mașină. O, ce frumos! Ce frumos! Hai acum să-l lovim pe nenea ăsta, să-l aducem aici lângă domniță, să-l transformăm în bălegar. Oh, Costică, încet! Încet, Costică, că te lovesc în rât. Întâi să-i facem inspecția tehnică. Are ceva aici la el, dar nu știu ce e asta. În fine, o luăm. Am mult ca sigur ne trebuie ceva pentru craft. Hai, Petre, să te duc aici, că ți-am găsit o prietenă. Și poate că amândoi... A, e perfect și așa. O rezolv tu cumva. Ok, hai să mergem să mai adunăm câte ceva pe aici. Ce mă interesează pe mine, să adunăm cât mai multe resurse și să găsim cât mai multe chestii pentru mașină. Mașina ar fi o chestie foarte interesantă pentru noi. Ne-am putea deplasa mai repede pe hartă și am putea să descoperim harta mult mai rapid. Dar nu înainte de a vedea și pe aici un pic ce se întâmplă. Pentru că bateria am găsit-o aici. Asta înseamnă că noi trebuie să explorăm. Mi s-a gătat stamina. Aparent aici e o intrare care s-a blocat. Un tank aici care a rămas după război. Wow! Am văzut un nemernic a fugit în partea stângă. Ok. Eu vreau să intru... Băi, dar unde urcăm noi pe aici? Ce ne-a dat? Wow! Mi-a luat o sticlă de apă, o napolitană și avem din nou un mesaj aici. Din cauza amenințării iminente cu o epidemie, avampostul este închis publicului. Bun. Tunelele vor fi distruse pentru a preveni răspândirea epidemiei. Am ordonat să înceapă evacuarea, tot personalul militar trebuie să înceapă imediat. Deci noi aici găsim anunțul după, practic după ce s-a întâmplat aici toată nebunia. Așa că avampostul și că e închis publicul aici, practic oamenii cred că veneau să uite pe... Oh, scuza vedere, garde. Și uite că vedem o clădire mare acolo și mai acolo una și baza noastră acolo. Deci cred că următoarea mișcare este să ajungem acolo, coborăm cu viteza cea mai mare posibilă. Hats! Și de se sune. Dar nu înainte de... Hopa! Am coletat canistră de combustibil. Întrebarea mea în gând acum este așa. Cât spațiu avem noi în rucsacul nostru? Dacă deținem un rucsac. Cât spațiu avem și cât putem căra pe noi? Asta e întrebarea ce mă hârjonește acum. Încă o piatră. Vreau să mă duc înspre clădirea asta să vedem ce mai găsim aici. Și totodată aș vrea să mă ferez de zombălăi, să nu mă bat cu ei. Pentru că nu știu niciodată peste ce pot da. Tot jocul ne spunea acolo că sunt o parte din zombii care sunt păpălăi și o parte foarte agresivi. Mortal chiar. Încă unul pe dealul ăla, încă unul aici. Băi frate, unii sunt agitați grozav dintre ei. Unii sunt mai omenoși. Dar unii sunt agitați grav de tot. Încerca să nu mă bat cu ei. Să mă fac că nu-i văd. Ok. Am închis ușa. Și hai la search pe aici. Să căutăm ceva ce ne-ar putea fi de folos. Mi-ar fi fost bun. Și uite, un cauciuc. E, un cauciuc pe care îl pot folosi. Am mai luat și o semințe de patato. Va trebui să vedem cum putem face noi să ne facem mare grădină acolo. Pentru că o să avem nevoie de grădină. Și să semănăm aceste semințe de patate, să vedem. Cică mai nou cartofii în joc sunt sub formă de semințe. Ei așa se mulțesc unul din celălalt. Cred că acolo în dreapta mi-arată, nu știu dacă vedeți de camera mea, de webcam, în spatele meu e acolo o chestie care mi-arată cu ce să craftez. Și din care n-am craftat decât stone pickaxe. Mai trebuie să craftez stone shovel, nu știu ce ăla. Să pun roata rapid și să mă bat cu el. Jesus Chryser! Oh my god, ce m-a fugărit! Petrică! What the hell? O venit și nevastă s-a sărăt! Bune! Leacă, doamnă! Ce palmă mi-o dat tâmpita! De unde ori venit ăștia? Uite, bă, ăsta avea Coca-Cola la el. Bietene! Pe opulență, tu, pe sărăcia asta cu... Eu am lăsat două cadavre aici, dacă nu mă înșel.
Aha, deci aparent cadavrele nu rămân aici. Îl scot pe ăsta numai să nu-mi țină de urât aici mie. Bă, dar voi de unde veniți? De la chef? Ați fost la ceva chef, a? He, boy! Ia ieșit afară că poate mi te împuți pe aici, nu de alta. Și eu aici vreau să fac nanic. Ok, m-aș duce un pic la warbench-ul ăla să văd ce mai ne dă de acolo. De făcut. Așa, foc de tabără. Aici trebuie să fac cu 3 pietre și... Am pus un foc de tabără, aparent în... De ce faci așa urât? Au! De ce faci așa urât? Ți-i frig? N-a avut nimic la el, sărăcie națională. Treci și tu aici la... O să încerc să-i pun pe foc, după ce o să fac focul. Super tare. Ia să facem niște... lemne. Alt gust nebun. E uia. Avea o limbă din asta. Ia stai așa să te... să te facem noi tocană. Ia treci încoa. A? Putem să facem treaba asta? Aparent această nesimțită nu arde. Nu arde. E udă, nu arde. Nu-i bună. Trebuie să o ducem de aici, să o aruncăm afară. În grămadă. Nu mai am băț. Ok, și să-mi pun un patatos. Aici, gătire. Oh, nice. Ce frumos. Uite, să gătesc cartofii. Întrebarea mi dă în inventar direct sau trebuie să iau eu de aici? Da, trebuie să iau eu de la gătire. Sper să fie ok. Să avem foc măcar să-mi gătesc cina. La cină avem cartofi pierduți, că nu mai avem cartofi. Nu mănânc, că nu am nevoie momentan, dar mă culc. M-am culcat și s-a auzit un horco. Noaptea judecății, 4 zile rămase. Wow! Wow, deci trebuie să supraviețuim 4 zile oare pe aici? Sau în 4 zile trebuie să ne construim propria nebunie? Ia stai așa să încercăm cu... pickaxe-ul ăsta, să vedem dacă putem face lemn de aici. Nicio șansă. Aș mai pleca într-o vâjială, tot așa din dorința de a mai bandaje. Deci pot face bandaje cu limbile alea ce le-am luat de la... Am înțeles. Wow, am luat o gură de cola ca să prindem un pic de energie. Și acum o să continuăm. Oleu! Sabina! Să moară Spice-ul, de ce vrei să te bați cu mine? De ce vrei lucrul ăsta? Eu vreau doar bună pace. Vreau să mă mai duc să caut ceva pentru mașină. Mă îngrijorează acele 4 zile care ne-a dat acolo de înțeles că mai avem 4 zile. Mă întreb dacă mor, oare mai îmi dă tot ce am pe mine sau mă dă direct pușcă gol în bază? Aș vrea să încerc chestia asta acum până nu sunt atât de dotat cu de toate. Aici în oraș... Tare. Uite porcul, bă. Ăla-i porcul ăla care l-am... se împletenește cu mine, oare? Dă mie bandajele că tu nu mai ai nevoie de ele. Ți-a curs sânge pe nas, gata. Uite, bă, porcul. Ia stai să vedem. Ne putem înțelege cu el? Jesus Christ, man. Bă, dar zrei tare ăștia. Ia uite-l. Fanny. Bă. Furat porcul, bă! Nu pot să cred. Am furat porcul. Bă, da, întrebarea e acum, după ce l-am furat. Unde mă duc eu cu porcul în brațe? Ce fac eu cu porcul ăsta? Unde dracul duc? Trebuie să mai fac loc în inventar, că nu mai am loc. Mi-a scăzut stamina, nu mai pot să duc porcul. La asta nu mă gândeam că o să fur un porc. Cum ai scăpat cu metri de nu te-au mâncat ăștia? Ce ai făcut? Spune-mi trucul. Că pe mine mă vor mort ăștia. Acum întrebarea mea e, dacă îl duc și îl bag aici într-o cameră, undeva, stă aici până vin eu sau dezertează? Că uite, interesant ar fi, îl pot băga aici în birou. N-am ușa aici, bă, și pleacă. Am băgat porcul în birou. Bă, ăsta fuge, bă. Ignat, dar nu mai bine te pune pe foc, ce zici? Stai pe aici, fă-ți de cap, mănâncă ceva patatos. Bă, mă duc să caut un patatos de la, să văd dacă am un patatos să-i dau. Oare stai aici cu noi? N-am nici cartofi la mine, ce dracu să-i dau, lemne? Dacă-i dau cola, oare bea?
Mamă, ce am făcut? Am mâncat-o în fața lui în loc să-i o dau lui. Scuză-mă, prietene. Scuză-mă, nu te las să te mănânce. Hai că-l... Prietene, cadavre, nu mănânci. Uite-ți, îl las pe ăsta aici, dacă vrei să-l devorezi. Bă, apare în porcul, rămâne aici. Nu e rău. Ne-am făcut cu un porc. Bă, da, ăștia la costum, știi ce mi-a agitat, știi? Cred că au fost director cât îi îngurește. Aparent avem o grămadă. Oh my god. Asta a fost secretara lui ăla. Madam, tu umbli cu batoane, mâncați sufletul de frumoasă. Mie îmi spui o ciocolată pe vremea asta, face cât 10 femei. Mamă, câta cisterna, frate, oare nu putem să facem cumva boom la cisterna asta? Ia să vedem. După cum sună sulița mea, nu prea... Bă, cauciucuri, nu ne mai dă și nouă un cauciuc? O piesă de mașină, ceva? Motor pe aici? What the hell, e unui bolund acolo, ăla-i soldat, cică. Mă bate gândul să-l întreb ce are în geantă. Binoclându-mă eu pe geam aici, uitându-mă, hați motorul, văd din interior. Acum întrebarea, cum intru, că acolo e plin de ei, mâncați așa. Căutăm prin spate pe aici o portiță, posibilă portiță, să intrăm fără să ne vadă, pe când Salvina, du-te în gură, Salvino, ne dă de gol că suntem în budoar aici. Îi transformăm cola în simpozion și o tăiem din nou la drum. Bă, băiatule, uite motorul, bă, uite motorul aici, mâncați-a sufletul, bă. Bă, motorul, bă. Filtru de ulei, fii atent. Și ăsta l-am putea la da. Bă! Oh my god! Woohoo! Jesus Christ, man! Mor pentru un motor V8 cu vă în gură! Because de aici! Hoo! Jesus Christ, man! M-am căcat pe mine, bă, băiatule! Oh! Băi, cum mai da? Că-s becheag. Fai de capul meu și după ce face mare polog de ei aici, trebuie să și căutăm la buzunare unde dețin o garnizoană de mâncare grasă avea pe el. Ok, m-am bandajat. Ah! La mandibulă. Oh! Tot sulița-i sfântă. Sulița-i sfântă, bă, băiatule, nu te bate cu târnacopul, că nu poți face nimic cu el. Ne mai desparte un singur nepsipsit. Se opune între mine și motor. Bun. E, acum întrebarea mea e, putem lua motorul? Dar ce e ăsta, verde? Am furat motorul. Doamnelor și domnilor, am furat motorul. Am furat motorul. Ei. Băi, soldat, culcat tu, paștele mătii! Culcat! Băi, ăsta era din forțele navale. Jesus Christ, man! Mi-am dat un bandaj că m-a mușcat ăsta de varice. A ridicat motorul. Și go! Și un idiot prin calea noastră. Nu cred. Nu cred. Băi, spargi motorul! Te-ai în gură, Petre! Ia de aici! Întrebare întrebătoare, oare îl mai găsim pe Gusti acasă? El Marele Porcus? Ia uite-l bă pe Gusti, că n-a plecat de aici. He he, boi, ești de bun. S-a prietenit însă cu noi, nu mai vrea să plece de aici. Gusti, suntem tari, imediat îți termin mașina. Bă, ne-a dat mașină, ești nebun? Bă, știi cu minte? Știi cu minte că am mașina, bă, idiotule? Atât mușcă din bujii. Și avem mare mașină. Hey boy. Mare mașină. Băi, dar nu știu că l-aș băga și pe Gusti, bă, în interior. Ia să vedem cum. Hai înăuntru mașină, ești nebun. Trebuie să te mănânci ăștia. Gusti, trebuie să te arunc, că vine banditul. Stau la în gura. Ua. Scuze-mă, Gusti. Întrebarea era să te bag în mașină, nu să te omor, dar... E boi, tingi pingi, tingi pingi. Oh, ho, ho, ho. L-avem pe Gusti în titiu. Oh my god, oh my god. Întrebarea e dacă eu ies, iar rămân aici.
E, frate, fii atent, a rămas porcul înăuntru în mașină. Deci, îl avem pe porcos în mașină. Nu știu dacă am făcut bine că am băgat porcul în mașină sau nu, dar o chestie e sigur. Nu-l mai pot da jos, ori supraviețuiește în mașină, ori moare în mașină. A, l-am scos pe geam afară, bă. Nice. Hai că acum îl las pe aici, să, că el își găsește hrana singur. Momentan nu pot să-i asigur hrana. Așa că va trebui să-l las să se descurce singur. Vreau să fac un stone. Nu știu ce e ăsta, stone shovel-ul ăsta. Dar o să vedem. What the hell, man? Nu știu ce e ăsta, e mizerie. Mizerie plus 1, mizerie. Ne dă saci cu mizerie sau ce ne dă? Jesus Christ. Ah, deci avem ceva mizerie care nu știu ce e. Bă, porcule, să nu te lovesc. Nu înțeleg ce e mizeria asta. Porcu, mi-l mâncă. Jesus. Oh my god. Tanța down. Am aruncat jos aici chestii și aparent rămân aici chestiile astea. Nu știu acum dacă vor rămâne până la final aici sau nu. Scuzați-mi soarele care l-am avut aici pe față, dar asta e. N-am putut să scot această dungă nici de cum. Așadar, dragi prieteni, ăsta ne-a fost joculețul The Last Farmer, ultimul fermier. Joculețul este interesant, merită jucat și poate, cu siguranță, o să mai vin și eu cu un clip. Cine știe, dacă vă place episodul, lăsați un coment, iar eu o să vin și să mai continuăm povestea cu The Last Farmer plus porcușorul. Eu am fost Cristi Cagula, până data viitoare la următorul episod. Vă salut, numai bine, pa, pa!